să citim pentru dimineața aceasta în continuare din cartea lui Petru prima lui epistolă de la versetul 13 de la versetul 13 și vom citi până la versetul 21, la versetul 13 până la versetul 21. Petru prin Duhul Sfânt spune în felul următor: De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, că ce este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judică fără părtinire, pe fiecare, după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moștenisere de la părinții voștri. Și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeirea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care, prin el sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. <coughs> în introducerea acestui mesaj, Aș dori să facem o privire de ansamblu asupra capitolului 1 din Petru, pentru că din studiul pe care l-am făcut am observat că dacă înțelegem capitolul 1 din Petru, înțelegem cele mai importante lucruri din viața credinciosului. Poate sună puțin așa, uh, cum să zic, uh, uh, e o promisiune care pare să nu poată fi împlinită, să spui că dacă înțelegi capitolul 1, înțelegi cele mai importante lucruri din viața creștină, dar chiar așa este. Și să vă spun de ce. Petru își ordonează în așa fel subiectele lui, elementele care compun viața creștină, încât ne arată fără tăgadă ce este Evanghelia, ce e viața creștină, ce este mântuirea, care sunt responsabilitățile noastre pe pământ, care trebuie să fie uh, relația noastră cu Dumnezeu, ce implicare are Dumnezeu, ce implicare are omul, care este legătura dintre aceste uh, două implicări, a omului și a lui Dumnezeu, în viața creștină. Deci dacă înțelegem capitolul 1, și mă refer la structura capitolului 1, doar la structura capitolului 1, din ceea ce văd eu, înțelegem tot ce este mai important pentru viața creștină. Și aș vrea să vă uitați la capitolul 1, împreună cu mine și să tragem împreună concluziile astea și să doresc eu să nu rămână nimeni în vreo confuzie. Așadar, dacă priviți de la versetul 1 la versetul 12, este fundamental, să observăm fiecare dintre noi că de la versetul 1 la versetul 12 nu există niciun imperativ. Și o să că e foarte important lucrul ăsta. Nu există niciun imperativ, nicio poruncă. De la versetul 1 la versetul 12 nu -ți spune să faci nimica fă asta, fă asta, fă asta, fă asta, fă De la versetul 13 începe să spună o, chiar o droaie de imperative până la sfârșitul epistolei. Dar important asta e. Pentru început nu prezintă niciun imperativ. Niciun imperativ. Din contră, pentru început ne prezintă lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în noi. Da? Este inițierea lucrării lui Dumnezeu în noi, făcută exclusiv de Dumnezeu. De aceea, de la versetul 1 până la versetul 12, Petru își prezintă teologia mântuirii printr-o binecuvântare. De ce printr-o binecuvântare? Că dacă ar fi imperative porunci, n-ai cum să mulțumesc, Doamne, că eu trebuie să fac asta, dar nu prea am făcut. Nu, nu are logică. Îi mulțumesc și lui Dumnezeu pentru ceva ce a făcut El. Da? Deci primele 12 versete e foarte important de văzut lucrul acesta. Este acțiunea lui Dumnezeu, implicarea lui Dumnezeu. Noi răspundem cu mulțumire, cu închinare, cu laudă, cu preamărire, cu proslăvire, cu glorificare, cu slăvire la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut în noi. Este o conștientizare sau o realizare a credinciosului, a lui Petru și a noastră a tuturora prin Duhul. Sunt aceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru noi. Chiar și unde vorbește despre acțiunile noastre sau despre implicarea noastră. Versetul 7 despre credința noastră, versetul 8 despre dragostea noastră, versetul 8 partea a doua despre bucuria noastră. Ele sunt niște realități, nu sunt niște poruni. Nu spune credeți! Nu spune bucurați-vă! Nu spune iubiți-l! Ci spune că deja facem lucrul acesta pentru că sunt componente esențiale din evenimentul nașterii din nou, din evenimentul inițierii mântuirii noastre. Și ce învățăm din lucrul acesta? Din faptul simplu, din faptul că prima parte a epistolei este o descriere a lucrării pe care Dumnezeu a făcut-o și următoarea parte a epistolei este o descriere a responsabilităților noastre. Ce înțelegem din ordinea asta? E simplu. Da, prima parte vorbește despre ce face Dumnezeu, după aceea spune ce trebuie să facem noi. Ce înțelegem noi din observația asta? Banală îmi spune noi, nu? Dar este o ordine. Întâi pune pe Dumnezeu, după aia pe noi. O ordine foarte importantă. Foarte important. Deci noi, tu faci un pas către Dumnezeu și El face doi către tine. 3, 4, 5, da? Dumnezeu face și după aceea și noi facem. Dar ce înțelegem noi din ordinea asta? În primul rând înțelegem care este ordinea participanților în mântuirea noastră. Dom'le, noi participăm în mântuirea noastră. Ăsta ar fi hipercalvinist să spui, oh, noi nu participăm în mântuirea noastră. Dumnezeu nu se pocăiește în locul nostru și nici nu crede în locul nostru. Ne dă putere de pocăință și de credință. foarte adevărat. Sunt darurile lui Dumnezeu, dar noi ne pocăim și noi credem. Dar înțelegem din ordinea aceasta, ordinea participanților în mântuirea noastră. Este fundamental pentru mine că Petru începe să vorbească despre ceea ce face Dumnezeu, nu omul, în ortodoxie, în catolicism, în... și în evanghelism, într-o mare parte din piața asta foarte pestriță religioasă numită evanghelism. În, în, în evanghelism și în religiile tradiționale este o inițiere a mântuirii din partea omului. Și bă, Dumnezeu a făcut-o, a pe Domnul Iisus. Ce vrei să mai facă pentru tine? Acum nu răspunde decât ca tu să inițiezi mântuirea din punct de vedere subiectiv realizat în viața ta. Dacă tu dai scânteia, pornește motorul și Dumnezeu pune în acțiune toate lucrurile. Petru nu spune așa. Petru spune că Dumnezeu inițiază mântuirea. Asta spune Petru aici, da? Și este foarte important lucrul acesta. Am participat la o, o mormântare săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel. Prima am... Mănuntare ortodoxă la care am participat. Am vorbit și eu lângă un preot ortodox în viața mea, nu știu dacă o să mai am vreodată șansa asta, că apoi am făcut un clip și l-am pus pe Facebook. <coughs> uh, și accentul a fost, evident, accentul a fost, evident, pus pe lucrarea omului. Noi, mijlocim pentru oameni, noi avem puterea de a mijloci pentru iertarea oamenilor, noi, 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 noi. noi. La urmă, vedem ce o face Dumnezeu la judecată? Cum o fi? Noi ne pregătim, noi inițiem, noi continuăm, noi, 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 noi. Petru nu spune asta. Da? Nu spune asta. Petru spune că ordinea participanților în mântuire este asta. Dumnezeu face explozia, da? Dumnezeu pornește angrenajul ăsta al mântuirii, nu om. Al doilea lucru foarte important, a doua lecție foarte importantă observată în această ordine, este că învățăm ordinea responsabilităților noastre. Care sunt responsabilitățile noastre înaintea lui Dumnezeu? Păi teologii au spus că sunt trei responsabilități. Să ne închinăm, să ne zidim reciproc și să evangelizăm lumea. Adevărat, dacă care e ordinea corectă? În, cu cât e mai nesănătoasă o biserică, aici este un test foarte important, cu cât e mai nesănătoasă o biserică, cu atât biserica aceea se va închina mai puțin și va fi mai activistă. Proiecte sociale, chemăm în vârtim, bani cheltuiți, milioane, milioane, cheltuiesc oameni, zeci de milioane, sute de milioane în clădiri, în activități, investiție în activitate umană. Și știți de ce veți vedea că bisericile acestea au, fără excepție, fie o lipsă de închinare, fie o închinare falsă. Responsabilitatea numărul unu a noastră nu este să fim sfinți. A, unii dacă au auzit chestia asta, o erezie! Nu, să fim sfinți asta. Nu e responsabilitatea principală să fim sfinți. Responsabilitatea principală este să fim niște închinători. Pentru că dacă te închin cum trebuie, Sfințirea va fi un rezultat al închinării tale. Și vreau să vă dau un exemplu clasic pe care îl puteți observa în toată Sfânta Scriptură. Dumnezeu, în toți profeții, a acuzat poporul Israel în general de două păcate mari. Idolatrie și imoralitate. Dar astea două erau conectate. Când poporul Israel, la când poporul Israel începea să trăiască în idolatrie, venea un val de imoralitate peste tot poporul Israel. Fără niciun fel de excepție. Pentru că Dumnezeii respectivi erau Dumnezei care permiteau lucrurile acestea. Erau povești în care zeii aia trăiau în imoralitate unii cu alții. Închinarea pe care eu îi dădea la Dumnezei aceea ducea la o viață de imoralitate. Era o legătură între închinarea de la templele acelea păgâne și viața lor de după aceea. Dumnezei aceia le permitau închina, trăirea respectivă. Închinarea lor să rezulta într-o viață de nesfințenie, de imoralitate, de spurcăciune, de, de mizerie sexuală la propriu. Asta era acolo. Hei, Petru așa începe. Petru spune, dacă ai închinarea corectă, după ce vorbește despre închinare înaintea lui Dumnezeu, când conștientizezi lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața ta, te închini unui Dumnezeu care te-a născut din nou. Cum să mai trăiești, Domnule, în păcat? Te închine unui Dumnezeu care te păstrează în fiecare zi, te păzește prin puterea Lui de păcat. Cum să mai trăiești în păcat? Depinzi în fiecare zi prin credință de un Hristos care a murit pentru tine să fii izbăvit de păcat. Cum să mai trăiești în păcat? Dacă ai felul ăsta de închinare, asta va duce la o viață de sfințire. Și eu consider că, cel, cel puțin în generația noastră care este măcinată de Duhul ăsta de imoralitate și de pornografie, dacă e... e pur și simplu îngrozitor ce se întâmplă și în adunările evanghelice. Este îngrozitor. Numai să intri în viața tinerilor să vezi prin ce lupte trec. Prin ce lupte trec și ce dependențe profunde au în viețile lor. Și sunt tot felul de predici din astea moraliste, terapeutice, psihologice, emoționale, exotice, extatice, de care vreți dumneavoastră, în care li se spune, uite, șapte pași ca să scap de pornografie. Șapte pași ca să mai treci cu prietena ta în curvie. Bă, și încearcă ăștia șapte pași, funcționează o zi, două, după aia nu mai merg pașii. Nu, s-au încălcit pașii pe undeva. Știți care e problema? Problema că nu au o relație cu Hristos. Hristos este singurul care îl eliberează. Hristos este singur. Dacă Fiul vă va face slobos, veți fi slobos. Dar dacă El nu ajunge la închinare înaintea Hristosului care poate elibera. Și eu îi dau metodele astea terapeutice. Nu rezolvă absolut deloc problema. Înțelegeți așadar ce importantă e ordinea aceasta pe care o prezintă Petru aici. Întâi este închinare și după aceea este sfințire. Pentru că sfințirea vine din închinare. Foarte important lucrul acesta. Cea mai bună cură pe care o poți face firii pământești, cea mai bună biciuire pe care o poți face firii pământești, este să fii un închinător adevărat. Să te închinui Dumnezeu, să te închinui Dumnezeu. Asta te smerește, asta te eliberează, asta te curățește. A treia observație pe care vreau să o fac, nu doar ordinea participanților în mântuire, Dumnezeu și apoi omul, nu doar ordinea responsabilităților, întâi închinare și apoi acțiune, întâi adorare și apoi acțiune, da? întâi închinare, apoi sfințire, ci învățăm în al treia rând și ce este Evanghelia. Ce este Evanghelia? Ce este Evanghelia, fraților? Ce este Evanghelia? <coughs> nu? Trăiește Evanghelia și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Ce mare prostie! Ce să trăiesc Evanghelia, tată? Cum adică să trăiesc Evanghelia? Băi, nu este Hristos Evanghelia. Nu este Hristos centrul Evangheliei, începutul Evangheliei și finalul Evangheliei. Nu ceea ce Hristos a făcut pentru mântuirea noastră este Evanghelia. Ce să mai trăiesc eu? Ce am fost eu acum 2000 de ani să-L ajung pe Hristos la cruce? Să făptuiască lucrarea mântuirii, de parcă ar fi avut nevoie de ajutorul meu, ce să făptuiesc eu Evanghelia? Dar confuzia știți unde vine? Confuzia vine între esența Evangheliei și implicațiile Evangheliei. Sau mesajul Evangheliei și lucrarea Evangheliei. Noi la mesajul Evangheliei nu avem ce adăuga la esența Evangheliei. Evanghelia e completă în Domnul Isus Hristos. Este o erezie la propriu este multe lucruri greșite pe care dacă le crede din cuvântul lui Dumnezeu, n-ar fi erezie. Dar să spui că Evanghelia e ceva ce faci tu, este o erezie la propriu. Este o mare prostie. Irațională. Acum, esența Evangheliei una, implicațiile Evangheliei, rezultatele Evangheliei, lucrarea Evangheliei este altceva. Într-adevăr, Evanghelia e completă, dar implicațiile Evangheliei sunt toate lucrurile acelea care rezultă din viața mea când Evanghelia vine în viața mea, da? Când Evanghelia vine în viața mea și are un impact, tot ceea ce rezultă din impactul Evangheliei cu sufletul meu se cheamă implicații, rezultate, dovezi, efecte. Da? Petru, de la versetul 1 până la versetul 12, vorbește despre lucrarea Evangheliei care, care are loc în viețile noastre și ce produce ea. În schimb, de la versetul 12, după aceea, arată implicațiile, responsabilitățile mele ca om care am primit Evanghelia. Ce, ce efecte are Evanghelia? în viața mea și ce responsabilități am eu după ce Evanghelia a venit, a venit în viața mea. Eu nu trăiesc acolo Evanghelia, ci doar experimentez implicațiile, efectele, manifestările Evangheliei, roadele Evangheliei. Este o foarte mare diferență. Să confunzi roadele Evangheliei cu mesajul Evangheliei este o eroare profundă. Să confunzi substanța, esența Evangheliei care este Hristos cu implicațiile Evangheliei care este purtarea mea, responsabilitățile mele, este o eroare fatală. Este o eroare fatală. Aici este problema cu mântuirea prin credință și prin fapte. Confundă uh, metoda mântuirii prin credință cu efectele mântuirii, care sunt faptele. Da? Petru ne arată ce este Evanghelia. Pune esența Evangheliei de o parte, implicațiile Evangheliei de altă parte. Implicațiile vin după esență, vin după lucrarea Evangheliei în viețile noastre. Înțelegem și care în al patrulea an care este legătura dintre mântuire și sfințire. Mântuire și sfințire. Petru vorbește de la versetul 1 la versetul 12 despre mântuire și de la versetul 13 încolo vorbește despre moralitatea sau sfințirea care rezultă din mântuire. Care rezultă din mântuire. El până la versetul 12 spune că suntem născuți din nou, suntem păstrați, așteptăm, pregustăm, nădăjduim în harul de plin care ne va fi dat la arătarea lui Hristos fără să spună nimic de intervenția noastră. Da? Dar din mântuirea aceasta rezultă o sfințire. Eu nu sunt mântuit prin eu nu sunt prin credință și prin sfințire. Eu sunt mântuit prin credință, dar credința autentică duce la sfințire. El ne arată dacă este legătura dintre mântuire și moralitate, din cre, credință și fapte. Întâi credința și după aceea fapta. Întâi credem și după aceea am Întâi suntem regenerați și după aceea suntem reformați în viață, da? Nu mai reformați la minte. Reformați la propriu, în viața de fiecare zi. Întâi regenerarea, întâi nașterea din nou. În felul ăsta începe el. Aceasta este ordinea fundamentală. În al cincilea rând învățăm care este ordinea corectă a relațiilor noastre. De la versetul 1 la versetul 12 nu spune nimic despre relația noastră cu lumea. Eu când am fost mic am fost învățat de părinți să mă rog să fiu o mărturie. Asta era poezia mea. Așa trebuia să mă rog la biserică. Așa era la biserică baptistă, conservatoare, tradițională. Trebuia... Asta era... Regula. Doamne, te rog să mă ajut să fiu o mărturie pentru ceilalți. Eu nu eram niciun fel de mărturie, nu mă interesa de mărturie, că nu aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Nici o treabă. Da, nici o treabă. Da, asta era, asta era rugăciunea. Însă este o, o, inversare, o inversare a, a relațiilor noastre. Întâi eu trebuie să am o relație corectă cu Hristos și dacă am o relație corectă cu Hristos, voi avea o relație corectă cu lumea. Și este o inversiune foarte puternică care ne duce la ipocrizie. Vrem să avem o imagine bună înaintea lumii, dar noi nu avem o relație puternică, poate o avem, dar nu avem o relație puternică, profundă, autentică cu Hristos. Eu dacă vreau să am o mărturie bună înaintea lumii, nu trebuie să mă ocup de a fi un bun martor în lume. Trebuie să mă ocup de a fi uh, corect în relația mea cu Domnul Isus Hristos. Cu cât îmi înțeleg, vedeți, Petru începe la versetul 13 și spune de aceea, adică luând în considerare tot ce a făcut Hristos cu tine, Încingeți-vă cu apsele minții, zice el. Bă, considerând, gândindu-vă, înțelegând profunzimea, măreția lucrării lui Dumnezeu în tine, poartă-te așa în lume. Dacă eu nu mi-am înțeles poziția mea în Hristos și eu cred că unul dintre marile falimente ale adunărilor contemporane nu este că nu cred aceste lucruri, ci că nu le conștientizează. Că întâi eu trebuie să mă gândesc la identitatea mea, la poziția mea de nestră mutat în Domnul Isus Hristos. Eu sunt așezat cu Hristos în locurile cerești. Eu sunt născut din nou de Hristos. Eu am parte din mila lui Dumnezeu neschimbătoare. Eu sunt păzit de puterea lui Dumnezeu. Eu am credință în Domnul Isus Hristos. Eu am bucurie datorită. Eu am îs sunt poziția asta. Cu cât îmi înțeleg mai mult poziția mea în Hristos, cu atât voi fi mai capabil să mă porc corect în lume. Și am un exemplu... Din viața mea personală, din experiența mea cu un tânăr, un prieten foarte bun al meu, care a fost dependent foarte mult timp de pornografie. Și a fost curățit, rapid și fără anestezie, înțelegând poziția lui în Hristos. Nu prin învinovățire, nu prin acuzații, că omul să pocăia ta, să o pocăie, i-a venit amar de pocăință. Omul nu și înțelegea poziția lui în Hristos. Omul credea toate minciunile satanei. Eu nu sunt al lui Hristos. Nu știu dacă sunt al lui Hristos. Dumnezeu acum mai supărat pe mine, Dumnezeu e mânios pe mine. Poate nu mai sunt justificat, poate sunt, poate nu mai sunt născut din nou. Tot jongla cu identitatea lui Hristos. Cu identitatea în Hristos nu poți jongla. Ce ești în Hristos, ești pentru totdeauna. Și cu cât înțelegi mai mult lucrul acesta, cu că atât vei fi mai blindat și pregătit să fii un martor în lume. Asta e relaționarea corectă. Întâi mă relaționez corect la Hristos și după aceea, din relaționarea mea corectă la Hristos, mă voi putea relaționa corect cu lumea. Mă voi purta corect în lume, mă voi purta cu sfințenie în lume. Învățăm din ordinea pe care o prezintă Petru și cum să ne raportăm corect la timp. La timp. Toată, toată chinuiala asta a pocăiților și învinovățirea asta pe care și-o lucrează pocăiții, pe, pocăiții, pentru ei înși și uneori se lucrează și de la învoane. fraților o ne ocupăm cu lucrurile pământești. Ce să fac tatăl lui dimineața? Nu trebuie să mă duc la muncă? Cum adică să mă ocup cu lucrurile pământești? Punci mie ce o să mănânce? Trebuie să mă duc la sapă, trebuie să mă duc să dau cu vară, trebuie să muncesc, să produc ceva. Cu bă, noi o să nu mai mă ocupăm cu lucrurile pământești. Toți că și fratele păstor s-o luni dimineața să o ocupăm de lucrurile pământești. S-o o băut o cafea, o și să la treabă. Cum să nu ne ocupăm de lucrurile pământești? Ce în suntem toți aici? Și pe o un cap pe poezii, să nu ne ocupăm de lucrurile pământești. A, asta e, Biblia spune să ne ocupăm de ele, dar trebuie să ne ocupăm de ele, da? Vedeți, pasajul acesta nu scoate din calcul și Petru nu scoate din calcul preocuparea noastră pentru, lucrurile fizice ale lumii acestea, pentru trăirea pe pământul acesta. Dar el așează lucrurile într-o ordine corectă. Și care e ordinea corectă? Ordinea corectă este să te raportezi corect la veșnicie și dacă te raportezi corect la veșnicie, după aia vei trăi cum trebuie în vremelnicia asta în care suntem pe pământ. El spune de la versetul 3, când începe să binecuvânteze pe Dumnezeu, zice așa, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a născut din nou, auziți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Din primul rând, în primul rând el îți spune, bă, fii atent. ca să trăiești corect pe pământ înțelege un lucru. Tu deja ești bogat putred. Ai înțeles care e treaba? Bun, cu mentalitatea asta te trezești luni dimineață și te duci la muncă. Eu zic, sărac, lipi pământul, uite cât au alții, eu n-am nimica și dai puteri în tată până te rupi în bucăți. Da? Tu te duci cu altă mentalitate. Tu gândești în perspectiva veșniciei tu nu trăiești în vremea Trebuie să tragem pe pământul ăsta. O să ajungem și în veșnicie, dar până ajungem, dă tată, muncă, rupe, 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 rupe. Toți suntem într-o cursă din asta nebună. Nu așa gândesc eu. A, eu frate, dar tu crezi în veșnicie? Eu cred, cred, acum suntem pe pământ, nu? Rupe-te tot. Hai, care reușește mai mult? Nu, asta e mentalitatea mea. Eu nu trăiesc în, vremelnici, vreme, vreme așa cu un gând din ăsta firav acolo că există o veșnicie. Crezi în veșnicie? Da, cred. Dacă când mă uit de la ce doare pe tine de dimineață până seara, nu prea arată că crezi în veșnicie. Crezi -mă în betoane. Da? Nu, e exact invers. Cu gândul la... Nu că nu te chinui, că nu te spetești și că nu transpiri pentru familia ta și pentru bunul mers a vieții tale. Nu asta. Dar tu pornești, pornești cu gândul veșniciei. Ai o mentalitate, ți s-a sădit. Asta e, asta e programul cu care tu lucrezi. Ai alt sistem de operare. E exact ca cum ai trece de pe Windows-ul ăla zăpăcit, ai trece la Apple, da? Deci e altă viață, e altă poveste. Gata cu virus, gata cu ferestre care zboară aerea pe acolo, cu tot felul de alarme și alerte și tot felul de lucruri pe acolo, da? Dai la manivelă ca să meargă. Nu, e schimbarea sistemului de operare. Tu gândești cu veșnicia acum. Tu ești așezat în locurile ce împreună cu Hristos. Ai să dită în tine o nădejde vie, o certitudine a vieții veșnice. O certitudine a o omoștenirii pe care o ai. Și în felul acesta te duci și trăiești în lume. Asta e ordinea corectă. Și dacă nu înțelegi ordinea corectă, nu că nu ești mântuit. Dar duci o viață de om chinuit. Duci o viață de om chinuit. Și duci o viață de confuze și de învinovățire uh, uh, inutilă. Inutilă, complet inutilă. Și apoi vreau să ne uităm în ultimul rând, în a șaptea rând, care este ordinea în desăvârșirea noastră. Zice că... Uh, zice într-un pasaj acolo... Că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, da? Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Este un pasaj care se referă la slujire, nu la sfințire, nu la mântuire, da? E bine de încadrat corect fiecare pasaj. Vezi despre ce vorbești? Nu-l aplici așa după cum te tai mintea. Bun. Dar, când vă uitați în pasajul acesta, Petru spune, suntem născuți din nou și după ce suntem născuți din nou, ne-am așteptat conform teologiei teologie populare, Dumnezeu ne-a născut din nou, vezi puișorul să născut. Începe Dumnezeu, stă deoparte și face galerie. Hai, Andrei! Hai, Andrei! Bă, hai că -o jos! Aolea, mai dezamăgit. Hai că te spăl în sângele fiul meu. Ce să fac acum? Dar hai, încă o dată, te-ai ridicat, te o spălat Dumnezeu din nou. Hai, hai că mâine dimineață încerc chiar. Și iar încerc. Iar te mai pe jos, iar te ridici tot așa. Și cam asta e viața, nu? Cu capul mai mult pe înțără. La un moment dat zici, bă, mă spăl atâta, hai, cu capul în țărână, merg așa până, până în lui. Dumnezeu. Când ajung acolo, tot flândurit. Mi-au dat Dumnezeu alt trup, alt veșmânt, totul e în regulă, da? Auzi ce spune scriptura? Dumnezeu ne naște din nou, versetul 5 ce face după nașterea din nou? Voi sunteți păziți, ocrotiți de puterea lui Dumnezeu. Urmează ceva după nașterea din nou. În fiecare zi Dumnezeu ne protejează. De la versetul 13 spune că tu trebuie să perseverezi. Dar noi perseverăm pentru că Dumnezeu lucrează deja cu puterea lui în noi. Noi nu perseverăm ca Dumnezeu să ne dea puterea lui. Că dacă pot persevera fără puterea lui, de ce mai am nevoie de ea? Care e problema? Nu, eu nu pot persevera fără puterea lui, el îmi dă puterea lui și pentru că îmi dă deja puterea lui, eu perseverez. Eu nu aștept așa cât o un, un notificare dimineața pe telefon, Doamne, îmi dai puterea asta ca să știu. Mai are sens să-mi ca să perseverez sau nu? Asta ar fi hiper, hiper, nu calvinism, hiper prostie. Nu! Eu îl iau pe Dumnezeu pe cuvânt când dă puterea lui. Și trăiesc în Sfințenie Domnule, și perseverez. Eu nu mă întreb, mi-o dat destul de sună puterea asta sau nu mi-o dat? Băi, ți-o dă, că ți-o promis că ți-o dă. Zice, voi sunteți păziți, toți. De acum 2000 de ani, când au fost înființată Biserica Domnului Isus, și până astăzi, toți pocăiții au toată puterea de care au nevoie să trăiască în Sfințenie. Dar ordinea asta este. El îmi dă deja puterea lui și ca eu să perseverez. Eu perseverez pentru că El îmi dă puterea Lui. Și aceasta este ordinea corectă a lucrurilor care ne-a avut să privim viața creștină, Evanghelia, mântuirea, responsabilitățile noastre în ordinea în care trebuie. Acum aș dori să intrăm în pasajul acesta pe care l-am citit pentru dimineața aceasta la versetul 13 și să ne uităm la câteva responsabilități care compun perseverența noastră. Ce înseamnă să perseverez? Dumnezeu ne păstrează în harul Lui. Dar ce înseamnă ca noi să perseverăm? Ca urmarea păstrării lui. Ca urmarea lucrării puterii lui noi. În ce să perseverez domnule? Ce să facem la propriu, nu? Că trebuie să facem ceva. Mai sunt unii care spun, Bă, tu nu trebuie să faci nimic. Aba, trebuie să faci o grămadă de lucruri. Ia ascultă. Versetul 13. Spune că trebuie să speri. Să ai speranță. Ăsta e primul lucru. Foarte important. Foarte important. De ce e important lucrul ăsta? Conform unei teologii populare, populare în... în religiile tradiționale de care a intrat așa puțin valul ăsta, mentalitatea asta și în adunările evanghelice, noi avem un fel de bănuială la mântuirii, nu certitudinea mântuirii. Oamenii au, nu, oamenii n-au certitudinea mântuirii. Oamenii au bănuială la mântuirii. Mă, tu ești mântuit, dar cine știe? Ești mântuit, o vedea. Ești mântuit, unde să duc toți, mă duc și eu. Asta nu este certitudinea mântuirii. Asta nu este nici speranță. Și pentru că e o mentalitate asta așa trăiesc dacă tot nu știi, știi chinui degeaba pe pământ. Nu ai încercat să faci tu ceva, ritualuri din astea religioase prin care să-l îmbuni pe Dumnezeu și nu prea ai reușit, mai bine o făceai lată. Te și chinui degeaba că până la urmă tot ai ajuns la chinul veșnic. Mai bine o făceai așa de plin, da? Pentru pământul ăsta. M-am și chinui degeaba. Și omul, după mentalitate, să începe să trăiască așa cum trăiește. Biblia îmi spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a persevera în har, în harul în care Dumnezeu ne-a pus, este să sperăm, să avem o certitudine. O certitudine, nu o bănuială. Bă, sper, sper. Aud tot mai mulți oameni din adunările evanghelice, în care nu sperăm noi, că ar trebui să se prece Evanghelia curată, a Harului Lui Dumnezeu, a credinței în Domnul Iisus Hristos, a nașterii din nou. Oameni care spun, dar tu crezi că, nu știu, frate, după ce s-a întâmplat săptămâna asta, m-am certat cu bărbatul, nu prea ne de o bucată de vreme, vine răpirea, pe aici îi rămâne. Pe aici rămâne. și mă chinui, m, m atât, cu 9 prunci, cu 5 prunci. greu a fost, frate, m a chinuit și cât am suferit, nu știu ce-o fi. Oameni sărmani, oameni de care trebuie să-ți fie milă, dar să-ți fie milă pentru că este un, me un, mental colectiv. O mentalitate greșită în tot colectivul. Nu știm. O vedea? Dacă ne-o lua răpire, o pune... Noi spunem că nu credem. Da, suntem mântuiți prin har, dar nu e așa. Oamenii chiar cred în balanța despre care vorbește ortodoxia, care nu există în teologia ortodoxă, vorbim oficial, dar mentalul ortodox există teologia balanței. Gândiți-vă la evanghelicul care zice, oi vedea dacă mă lua Dumnezeu cu o fi răpirea. Ce? Cum adică o vedea? O vedea în funcție de ce? Păi în funcție de fapte. Aha! Deci tu crezi că Dumnezeu pune la balanță. Andrei, fapte bune, fapte rele. Fapte rele. S-a ridicat, da, peste ca balanța. Salut, răpire! Singuriel pe aici. Te duci singur, la adunare, singur te rogi, gata, să termină, rămâi singur. Asta e mentalitatea. Petru nu asta spune, auzi ce spune Petru, trebuie să rezolvăm problema cu certitudinea, cu speranța noastră. Încingeți-vă cu apsele minții voastre, fiți treci și puneți-vă toată, toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. Haideți să subliniem câteva aspecte foarte importante. Ca să speri, trebuie spune el să ai mintea încință. În limba originală, verbul ăsta, este la un timp care se referă la o acțiune începută în trecut care continuă până în prezent. Adică, de aceea având încinse coapsele minții voastre, adică din trecut până astăzi, că mintea noastră este încinsă, din momentul în care ne întoarce la Dumnezeu, nu este noită mintea și ne este încinsă și blindată cu realitățile pe care Dumnezeu le-a lucrat în viața noastră. Da? Trebuie să ai mintea blindată. Ăsta e primul lucru. Oamenii care spun că creștinismul este o religie a spălării pe creier și pocăința este o religie care te spală pe creier sunt oameni care habar nu au ce vorbesc. Nu! Pocăința este momentul în care mintea ți-a iluminată, în care devii mai deștept, cel puțin din punct de vedere spiritual. Petru spune să ai mintea încinsă, da? Pentru că având mintea încinsă, de aceea încingeți-vă cu apțile minții voastre. Nu este un imperativ aici în original, ci este uh, uh, un. Uh, vorbește despre un proces care a început în trecut și până astăzi. Cu alte cuvinte, eu pocăit nu pot să spun, a, am crezut atunci, a, am înțeles atunci că Dumnezeu m-a mântuit, dar între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu, mereu trebuie să înțelegi cine ești tu în Domnul Iisus Hristos. De aceea ăsta din versetul 14 trebuie să te ducă la versetele de mai înainte în care spun ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Blindează-ți mintea cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ce ești în Domnul Iisus Hristos? Nu ce vei fi? Nu ce faci tu, ce ești în Domnul Iisus Hristos datorită lucrării Lui. A, cu asta trebuie să fie blindată mintea, încinsă mintea, pregătită mintea. Dar De aici începe, de la o gândire corectă. Apoi spune fi strej. Omul care nu-i treaz, e nu un om care e deconectat de realitate. Realitatea își face cursul ei, el doarme. El nu știe ce se întâmplă, el nu-i conectat la ce se întâmplă. Asupra lui se pot întâmpla anumite lucruri, el doarme. Așa spune Biblia că sunt oamenii lumii acestea. Ei sunt deconectați complet de realitate și ăsta e adevărul. Ei sunt conectați doar la o parte din realitate. Există o realitate supremă, o realitate mai mare care învăluie realitatea asta fizică și asta este realitatea lui Dumnezeu. Realitatea veșniciei. Dumnezeu e în afara timpului. Pentru Dumnezeu timpul este un segment la care privește și o face ce vrea cu el. Eu trebuie să mă conectez la realitatea asta ultimă, să fiu treaz, să știu, băi, există ceva dincolo. Da? Există ceva dincolo de binecuvântările materiale, sunt binecuvântări spirituale. Există ceva dincolo de trup, este un suflet. Există ceva dincolo de pământ, există cer. Există ceva dincolo de ce văd și ce simt, există ceva ce nu văd. Există ceva dincolo de ce putrezește și moare, există ceva nemuritor și care nu se strică. Să fii treaz, să fii conectat la realitate. Asta îți cere Dumnezeu. Asta îți cere Dumnezeu. Cu asta începe perseverența noastră, cu o trezire. Cu o deșteptare cu o în veghere, luând în considerare realitatea ultimă, cea mai mare realitate, da? Care este Dumnezeu, care este sufletul, care este veșnicia și așa mai departe. Deci trebuie să ai mintea încisă cu realitățile pe care Dumnezeu ți le-a prezentat și le-a lucrat în viața ta. Poziția ta în Domnul Isus Hristos, identitatea ta. Apoi trebuie să fii treaz și apoi îți spune în ce să speri. Păi spune să sperăm în harul care ne va fi descoperit la arătarea Domnului Isus Hristos. Speranța te ajută să nu străiești clipa. Da? Eu nu trăiesc acum. Oh, ți clipa, trăiește -ți viața, trăiește tinerița. Eu știu că este ceva care va fi dat la, la arătarea Domnului Isus Hristos și pentru că știu lucrul acesta, pot să mă cenzurez pe mine în timp ce trăiesc pe pământul acesta. Da? Nădejdea nu este o bănuială. Mulți oameni nu înțeleg ce e nădejdea. Ce este nădejdea? Nădejdea nu e o bănuială. Mă bănuiesc o să-mi fie dat harul la arătarea Domnului Isus Hristos. Eu nu bănuiesc că mașina mai afară. Eu știu că mașina mea e afară. Sunt eu o mașină acum? Nu sunt. O să mă urc cu mașina? o să mă urc. Dar nu bănuiesc că o să fac lucrul ăsta. Eu știu sigur că o să fac lucrul ăsta. Pentru mine nu este nicio, nicio incertitudine în privința aceasta. Nădejdea este o siguranță totală în ceva ce este real, care ți este promis, dar încă nu ai. Este doar o chestiune de timp. Nădejdea privește la un lucru pe care o să l-ai sigur, dar este doar o chestiune de timp. E un segment de timp care trebuie derulat ca tu să ajungi la lucrul ăla. Deci este o certitudine, este o bănuială. Nu este, bă, sper, sper să ajung acolo. Asta e, a, e bănuială ce spune el acolo. Este o nădejde moarte, nu e o de vie. Asta este nădejdea. Nu este bănuială, ci este o siguranță, o certitudine. Dar vedeți aici, accentul nu este pus pe noi, ci accentul este pus pe Dumnezeu. Zice, nu zice, fiți atenți, cum, a, cum, aș traduce eu astăzi după mintea unora versetul ăsta. Spune așa. Încingeți-vă cu minții voastre, fiți treci și puneți-vă toată în nădejdea în strofocările pe care voi le veți face până la arătarea Domnului Iisus Hristos. În perseverența în care voi veți umbla până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Nu că noi n-am face lucrurile acestea, nu că nu ne-am strofocat, nu că n-am luptat, nu că n-am perseverat. Dar îți deci spune să ne punem în nădejdea în harul care ne va fi dat la arătarea Lui Hristos. Cu alte cuvinte, pentru, Petru ne ancorează înapoi nașterea din nou, în puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, în paza pe care Dumnezeu ne-o dă și ne ancorează și înainte tot de Dumnezeu. Te uiți înapoi, Dumnezeu, te uiți înainte, Dumnezeu. Te ancorează de har, nu te ancorează de tine. Nu zice, despărți de acțiunile tale și de voința ta nu poți să faci nimic. Aleluia, slavă Domnului, ce voință liberă, puternică am. Voi avea tu ceva acolo. Dar ancorarea ta trebuie să fie în Dumnezeu. Și în trecut, când te uiți, te uiți la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în tine, când te uiți în viitor, te uiți la certitudinea încheierii, lucrării de mântuire pe care Dumnezeu sigur o va face în tine. Eu privesc în viitor, nu la mine, bă sper să reușesc mâine să fac ceva. Nu eu sper în harul lui Dumnezeu, atâta sper. Asta spune Petru. Speră în harul lui Dumnezeu. Accentul este pus pe Dumnezeu, pe harul lui, nu este accentul pus pe mine. Este foarte interesant, discutam aseară cu fratele păstori, că aici este un timp prezent când spune aici, zice, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus, este harul care vă este adus la arătarea lui Hristos. Dar este un, este un, un paradox într-un fel, cum să fie harul adus acum la arătarea lui Hristos. Este un prezent acolo. Dar fiindcă vorbește despre arătarea lui Hristos, o tradus la viitor. Că n-are cum să fie dat harul acum la arătarea lui Hristos atunci. Da? Pare o contradicție în termeni, dar nu este o contradicție în termeni. Știți de ce? Așa ar trebui să sune textul. Harul care vă este adus la arătarea lui Hristos. Știți de ce? Pentru că pentru creștinii din primul viac venirea Domnului era iminentă. Ei se așteptau acum să fie venirea Domnului. Acum. Și îi spune, puneți nădejdea în harul care imediat o să fie adus la arătarea Domnului Isus, la revelarea, este termenul apocalipsa lui Isus Hristos. Descoperirea, revelarea Domnului Isus Hristos. Pentru ei venirea Domnului era iminentă. Pentru ei, ei erau încurajați, Petru vorbește foarte mult despre persecuție, despre un creștin care era persecutat. Pentru ei care treau în persecuție, iminența venirii Domnului îi ajuta să, să mai meargă, să mai meargă, să mai... Domnul vine oricum imediat. Imediat să încheie toată treaba și face Domnul Isus ordine și disciplină în universul ăsta. Nu e niciun fel de problemă. Mergem înainte, Domnule. Pentru ei venirea Domnului era iminentă. Și de asta au putut să trăiască așa cum au trăit. Pentru că ea era iminentă venirea Domnului pentru el. Dar încrederea lor este în harul care urma imediat să le fie dat. Imediat să le fie dat. Și vedeți dumneavoastră, zice Pavel, prin har suntem mântuiți prin credință și Petru spune că prin har suntem și proslăviți. Dar nu e la balanță, e prin har, harul care vă. La final, cum ne primește Dumnezeu la final? Iați, vedem. Sorin, faptele la control. Scoate și aia că ai făcut-o, vezi că o știu. Da? da? Bă, voi îmi cu șmecheri. Lasă că scot eu cărțile mele. Fii atent aici. Pa, Ba, aici? Fuuu. Unii așa și imaginează arătarea lui Hristos. O, 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 zi de groază pentru toți creștinii. O zi de mare groază. El zice că arătarea lui Hristos este o arătare cu har. Și eu sper, nu în judecata de la arătarea lui Hristos, ci sper în harul de la arătarea lui Hristos. Nu sper în mânia lui Dumnezeu de la arătarea lui Hristos, ci sper în harul lui Dumnezeu la arătarea lui Isus Hristos. Eu nu sunt un om al lumii. Eu sper mântuirea mea începută prin har, continuată prin har și este finalizată nu prin balanță, nu prin judecată, ci este finalizată prin har. Că dacă nu era finalizată prin har, îți spunea, ai grijă, vine judecata. Ha-ha! Cu... o iei tu. Ați voi imediat. Sperați în judecata lui Dumnezeu, care vă va fi arătată la... Arătarea Domnului Isus. Sperați în condamnare, sperați în învinovățire, sperați în muștrul la pe care o să vă dea Dumnezeu, o să vă ia în cer. Dar o să vă dea o iară, serioasă, o să vă orechească puțin la arătarea lui Isus Hristos. Nu așa spune. Spune să speri în. Har. Har de la început până la final. Mântuirea este. Har, mântuitor prin harul mântuitor, harul perseverenței, harul sfințeniei, harul glorificării. De la început și până la final este prin har. Dar vedeți, harul este legat de o persoană. Zice, harul ne este arătat, ne este dat la arătarea Domnului Isus. Noi obișnim și trebuie să corectăm limbajul ăsta greșit. Zice, au avut har. Dar nu ne gândim că l-au avut pe Hristos. Au avut har. Zice, eu mers gura, o avut o au avut har. El spune că Harul ne este dat în legătură cu Domnul Isus. Harul ne este dat la arătarea lui Isus Hristos. Dacă în predica unui om, dacă în discursul unui om s-a văzut Hristos, dragostea lui pentru Hristos, s-a văzut frumusețea Domnului Isus Hristos, cel mai probabil că a avut Har. Dacă nu a fost Hristos pe acolo, poate să fi spus o grămadă de brizbrizuri și bazaconii care ți-au gâdilat urechile, dar nu a fost Har. A fost altceva. A fost un discurs construit bine, au fost multe lucruri, dar nu a fost har. Harul este legat de persoana Domnului Isus Hristos. Și vreau să vă spun lucru acest: Dacă noi am avea în sufletele noastre împământenită și înrădăcinare această speranță în arătare iminentă a Domnului Isus Hristos, viața noastră s-ar transforma complet. Vă dau numai niște exemple. Cum mergeau frații și surorile la lucru pe vremea comuniștilor, că nu trebuia să te lăsa să stai prea mult cu prunci acasă și cum era, nu o duceam foarte bine și era sărăcie, mai vinea unul cu un borcan de un borcan de șuruburi, unul un borcan de... Uh, la ce lucra, da? Un borcan de dero, acolo o plăsuță, una alta, unul și-o construit casă. Cu câte o cărămidă, câte o cărămidă, câte o cărămidă și-o făcut casă pe vremea aceea, da? Fiecare cum s-a descurcat. Imaginează-ți că domnul venea atunci, când tu dosai acolo, nu se uita nimia și-o dosai cărămida. Și domnul ce faci, mă? Scoate cărămida înapoi, mă. O veni venirea Domnului. Ce cauți tu te ai pus de construit acum, mă? Sau imaginează -ți copilul care și el e pocăit și el crede în Domnul Isus, se duce la școală, dar e o teză în aia periculoasă. Bă, tată, n-ai cum să înveți atâta pentru teza aia. Și să cu caietul acolo, da? Și vine Domnul. De ce cauți caietul sub bancă? Nu gândiți cât, cât, de penibil te -ai, cât de penibil te simți. Nu credeți că ar transforma complet viața noastră arătarea Domnului Isus Hristos? Dacă am crede în arătarea iminentă a Domnului Isus. Bă, când vine să-i zic cu una la ăsta acum, da, care vine Domnul atunci, ei mai spune, în realitate, eu cred că evanghelismul postmodern nu mai crede în venirea Domnului Isus. În realitate, practic vorbind. În capul lor este ideea venirii Domnului Isus. Dar nu este o ancorare, nu este o așteptare, înțelegeți? Nu este o anticipare. Vine! Bă, nu veni, Domnul dimineața să te trezești cu... Aaaa, bă, sigur, până de seară vine. Să fie o așteptare continuă. N-are cum, Domnule, mă, să nu... Asta i-a ajutat pe ei să trăiască așa cum au trecut. Să trăiască așa cum au trăit. S-au dus în arelene romane cu culeu ăsta, mă, vine mai repede, că oricum vine domnul imediat. Acum am două, trei zile, gata, s-a încheiat totul. Mare brânză că am vom mânca de leu. Că am vom mânca de leu, s-a molat domnul așa direct, mare lucru nu -i. Am ajuns mai repede decât ăștia la cu trei zile. Mă bucur mai mult decât ei, de prezența Domnului Isus. Pentru ei, arătarea iminentă a Domnului Isus Hristos cu har și binecuvântare. A fost un lucru care a făcut să trăiască așa cum au trăit. De asta pentru pune asta în capul listei. Nu te gândi la perseverență. A, să nu fac aia, n-am voie să mă uit la aia, n-am voie să mă joc acolo, eu n-am voie să fac asta, un fel de abstinență în asta monastică, evanghelică pe pământ. Eu, noi nu avem voie, m-aș duce și eu, dar noi nu avem voie, noi nu avem, noi pocăiți nu avem voie. Nu zice, zice Domnule, speră în harul care ți este, dar la arătare iminentă a Domnului Isus. Și viața ta e transformată complet. Dacă nu pornești în felul acesta și sari peste lucrul acesta, nu este o viață evanghelică autentică. Nu Este una autentică. Este o chinuială de pocăit. Este o chinuială de pocăit. Vedeți, dumneavoastră, era poate frumos dacă era tradus termenul de aici, arătarea Domnului Isus, așa cum e în original, Apocalipsa Domnului Isus. Când vă gândiți la Apocalipsă, la ce vă gândiți? La niște evenimente din asta cataclismice, nu? Petru nu asta spune. Spune că la Apocalipsa, harul care va fi arătat în Apocalipsa Domnului Isus, cam așa. E. Zice că Apocalipsa pentru noi este o Apocalipsa a harului. Nu Este apocalipsa mâniei. A, este în apocalipsă o perioadă de mânie pentru oamenii lumea aceasta, dar pentru noi este o apocalipsă a Harului. Pentru noi apocalipsa are ceva tainic în ea, ceva cifrat în ea. Sunt niște din ăștia super-experți care găsesc în Biblie tot felul de coduri de de complica chestii complicate, le de descălcesc ei acolo și ne scot nouă tot felul de artificii din astea de care noi ne bucurăm așa și ne uităm la ele ca la uh, mașini uh, străine, da? Petru nu spune asta. Petru spune că Apocalipsa este o revelare. Asta înseamnă Apocalipsa. Nu înseamnă ascunderea lucrurilor, ci înseamnă revelarea Apocalipsa. Înseamnă descoperire. Deci Apocalipsa lui Isus Hristos. Apocalipsa nu este despre niște evenimente, ci este despre o persoană. Citiți toată Apocalipsa. Apocalipsa nu este despre evenimente cataclismice, ci este despre o revelare a mâniei mielului față de o lume împietrită și nepocăită. Este o persoană acolo. Oamenii mai degrabă vor vorbi despre evenimentele din Apocalipsa pentru că nu le place Hristosul din Apocalipsa. Care este un Hristos care își revelează mânia și care își judecă. A, noi nu suntem obișnuiți, noi suntem obișnuiți cu Hristosul ăsta blândoc, blond, așa, cu ochi albaștri care bate la ușa inimii, nu mă las într în inima ta. Nu sunt obișnuiți, citește tată Apocalipsa. Ăla e Hristos, Apocalipsa este despre revelarea unei persoane. A mâniei aceste persoane față de o lume întunecată, rebelă, răzvrătită, care nu vrea să se Dar pentru noi credincioși și pentru biserica Apocalipsa, faza inițială Apocalipsi este o Apocalipsa Harului. O descoperire a persoanei Domnului Iisus Hristos cu har pentru noi. Cu har. Deci fie mânie, fie har. Noi suntem uh, provocați în dimineața aceasta să sperăm în harul care ne va fi dat în Apocalipsa, în descoperirea Domnului Iisus Hristos. Deci, pe ce Petru spune să sperăm? Și repet, totul începe de aici. Dacă mintea nu e înnoită și nu înțelegi cine ești în Hristos, dacă nu ești conectat, cum spune, să fii treaz la realitatea ultimă, adevărată, realitatea realităților, dacă nu trăiești cu, în suflet având înrădăcinată această anticipare a venirii iminente, nu a venirii Domnului, a venirii iminente a Domnului, adică poate să vină acum, dacă nu trăiești în felul acesta, toate celelalte lucruri vor fi un chin. La propriu vor fi un chin. Te chinuiești. Dar dacă sunt lucrurile astea înrădăcinate bine în inimă, perseverența în har este ceva ce curge de la sine. După ce Petru spune să sperăm, Petru spune că trebuie să ne sfințim. Ia auziți, Petru spune că trebuie să ne sfințim. Zice el, la versetul 14, la versetul 16, ca niște copii ascultător, nu vă lăsați să în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Teologii numesc asta mortificare, adică omorârea păcatului. Asta e partea negativă a sfințirii. Și acum prezintă partea pozitivă a Sfințirii printr-un contract. Zice, nu vă face, contract, nu, nu, faceți asta, da? mortificați poftele vechi, ci, după cum cel ce a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea. În teologia asta se cheamă vivificare. Adică înviorarea vieții din tine. Da? Accentuarea vieții spirituale din tine. Partea pozitivă a Sfințirii. Și aici vreau să observați din simplu ăsta contrast. Nu faceți asta și faceți asta felul în care definim noi pocăința și felul în care oamenii definesc pocăința. Oamenii definesc pocăința în felul următor. Voi pocăiții n-aveți voie să. El nu spune, voi pocăiți vă purtați extraordinar cu soțiile voastre. Mă, dacă toate femeile din lume să spună, am vrea și noi să avem bărbați ca pocăițe. Așa ar trebui să spună. Voi pocăiți lucrați cum nu lucrează nimeni. Voi pocăiți nu urlați la nevestele voastre. Nu vă bateți nevestele. Voi pocăiți nu vă mâniați pe nevestele voastre. Amin, frate. Vă spun, asta ar atrage. Ascultați-mă, asta ar atrage atenția lumii. Nu că eu nu fac. Sunt și atei care nu beau, domnule. Sunt atei care nu se duc la femei. Sunt atei care nu se uită la pornografie. Care diferența dintre tine și ei? Ei când vor vedea viața lui Dumnezeu în tine care te face să te comporți altfel, asta îi va atrage atenția. Spune, bă, așa, da? Voi pocăiți, nu se mai spună. Bine ar fi să spună, nu voi pocăiți, nu aveți voi. Spune vă, voi pocăiți când sunteți în situația aia, așa faceți. Voi pocăiți când sunteți în situația așa faceți. Voi pocăiți când sunteți în situația așa faceți. Eu m-am întâlnit odată cu puțin credincioși, dar cu unul cel puțin care a spus așa. Băi, dacă în zona asta, și chiar așa era, în zona asta infracționalitatea e zero, zice, e din cauza pocăiților, zice, recunosc lucrul ăsta. Asta e un lucru extraordinar. Așa ar trebui să se spună. Nu să spună, bă, dacă în zona asta e atâta mafie și a ta, și a ta mizerie și atâta și a corupție, e fiindcă voi sunteți foarte buni afaceri și așa, și, și fuitor, așa și fuitori deștepți, sunteți mă, extraordinar. Da? Nu asta ar trebui să spună. Ce ar trebui să vadă impactul pozitiv al nostru, să nu ne mai definească numai negativ. Eu n-am voie. Ce n-am voie? N-am voie să am smartphone, n-am voie să joc Pokémon, n-am voie să joc cărți, n-am voie să beau Cât? suc șurar, cola. Ce? N -am, eu n-am voie, n-am voie, domnule. Ce e asta? Uite, când vin la noi la Sfânta Treime, avem așa câteva rafturi cu miliarde de reguli care încep cu să nu. Vrei să fii, să, vii la, să faci legământ în biserica noastră? Scoate în raftul, citește milionul de reguli să nu. Și eu zic, mă, am căutat biserica asta. Toată viața mea, am sfârșit, am găsit biserica cu cele mai multe reguli care încep cu să nu. Ce n-am voie să fac. Așa mi-am dorit din totdeauna. Să trăiesc într-o lume în care n-am voie să fac nimica. V-am găsit în sfârșit, tu ne-ai dat ascunșat atât timp. Nu. Nu vor veni la asta. Și normal să nu vină la asta. Da? Petru prezintă ambele aspecte. Nu scos nici partea negativă, dar nu pierzi din vedere accentul pus de Petru mai mult pe partea pozitivă. El spune așa. Ca să te poți mortifica, da? Să poți renunța, respinge pofta și păcatul, el spune în primul rând că trebuie să ai în vedere calitatea ta de fiu ascultător. Adică, dacă ești din Dumnezeu trebuie să semeni cu tata tău, nu? Să semeni cu tata tău. No, să semeni cu tata tău. E cel mai normal lucru. El spune așa, auziți. Ca niște copii ascultători, observați că el nu spune fiți ascultători. El spune că suntem deja copii ascultători. Observați diferența? El nu spune fiți copii ascultători și nu mai trăiți în păcat. Opriți-vă! Voi că cam ascultători? Nu, el spune ca în poziția fiind copii ascultători ca niște copii ascultători, noi suntem deja în felul acesta, da? Am în vedere care, calitatea mea de fiu ascultător. Dacă sunt a Domnului Isus Hristos, sunt copil ascultător. Dacă nu sunt născut din nou, nu sunt copil ascultător. Deci e un lucru foarte important. Este spunea, a, ăștia sunt creștini neascultători. Nu, ăștia nu sunt creștini. Ei sunt neascultători. Biblia vorbește despre fie ai neascultării care sunt nemântuiți. Sunt fiii ai mâniei. Fii ai ne neascultării. Nu sunt fiii lui Dumnezeu, sunt fiii ai mâniei. fii diavolului copiii ascultători sunt copiii care dovedesc că sunt născuți din nou. Trebuie să am în vedere, în primul rând, calitatea mea de fiu ascultător. În al doilea rând, trebuie să am în vedere felul de acțiune a poftelor. Cum lucrează pofta? Uitați că Petru ne arată cum lucrează pofta. Zici, bă, iar am făcut-o. Iar m-o prins. Iar... Ah! Ce, ce s-a întâmplat de fapt acolo? Au zis că Petru ne arată strategia poftei. Zice așa. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. Ăsta fiu, ăsta meu mare, Roza nu-i place să fie târât, îl mai târăsc câteodată, că nu vrea. Nu vrea să urce mașină, nu vrea să mănânce, îl mai târăsc câteodată, da? Târăsc, vezi? Aaa, și tu dragi, vine încoace, că nu vrea să vină. Nu vrea să vină. Ce să faci? Îl câteodată, îl la baie, îl târăsc să-l speli, îl târăsc să-i faci o grămadă de lucru. Că nu vrea. Ori stai cu el două ceasuri să-l ori îl târăși. Câteodată n-ai timp, câteodată îi câteodată îl târăsc. Nu, no, nu ne place să fim târâți. Deci avem independență, autonomie, avem personalitate, place să fim târzi, domnule. Nu ne place să ne ducă cineva unde nu vrem să ne ducem. Și ce e interesant? Că toți ăștia care, cărora nu le place să fie târâți, să lasă târâți de pofte. Domnule, când îl târăște pofta, nu zice, mă, ce rău. Mă târăște beția. A, ce ciudă mi Nu? Mă târăște curvia. Nu zice, bă, ce rău, îmi pare că mă târăște dragostea pentru femei. Nu, nu-i pare rău. Nu, atunci nu are niciun fel de obiecție și niciun fel de opoziție omul. Că e o târâre care îi place. A, îi place târârea. E o târâre care îi place. E o care îi place. Acum vedeți că Scriptura vorbește în cuvântul lui Dumnezeu și despre o altă târâre. Zice, nimeni nu poate veni la mine dacă nu este atras de tată. Cornelescu a fost foarte finuț acolo, atras de tatăl. Aș vrea să căutați fiecare dintre dumneavoastră termenul în limba greacă, unde mai este folosit și ce conotație are. Nimeni nu vine la mine dacă nu este târât la tatăl. Nu târât că te târăște împotriva voii tale, să nu înțelegi în greșit. Și că te târăște, fiindcă tu nimeni nu poți să mergi către tatăl. Asta e problema, că ești neputincios. Nu că ai vrea sau n-ai vrea. Că nu ne tragem, Dumnezeu are capacitatea de a ne convinge să vrem să venim la tatăl. Dar și dacă vrem, nu putem să venim singuri. Trebuie să ne tragă El, să ne târască El la Tatăl, că suntem neputincioși, suntem căzuți, suntem bolnavi spiritual, suntem morți spiritual. Și acum asta e, asta e diferența. Zice eu, care sunt un copil ascultător, da? am conștientizat că sunt un copil ascultător, trebuie să conștientizez în ce fel lucrează poftele. Poftele mă târăsc. Eu nu trebuie să mă răg de pofte, ca să... nu trebuie să le caut eu. Ele poftele își fac de treaba. Ele mă vor târă, dar zice eu să nu mă mai las târât de poftele pe care le aveam altă dată, da? Trebuie să am în vedere calitatea mea de fiu ascultător care să pot renunța la pofte, să înțeleg felul de acțiune al poftelor și în al treilea rând trebuie să am în vedere transformarea de care am avut eu parte. Auziți ce spune? Auzi ce spune aici? Zice așa. Să nu vă mai lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în ignoranță sau neștiință. Te uiți la oamenii lumii, la înțelepții lumii. Nu, e, e, foarte ciudat lucrul ăsta. Deci satana, pe omul prost, îl face să creadă că e deștept. Și îl face să fie și fudul. Să se simte și bine în prostia lui. E mai prost, dar fudul. Da? Prost, impertinent și fudul. Prost, arogant. Prost, bajocoritor. El e ignorant, la propriu ignorant, dar e și bajocoritor, și fudul, și impertinent. Îl vezi, mă, cu ce aer de superioritate, el se uită la tine, uite, e la proști ăștia care se duc acolo să scânte, să roage. Mi-aduc și eu aminte când eram prost. La propriu eram prost, fără judecată, fără minte în cap. Dar tare fudul eram și tare impertinent. Și Petru spune, măi, voi nu vă mai lăsați târâți de poftele pe care le aveați altădată în ignoranță, în neștiință. Domne, ție, ție ți o deschis, să s-o da cortina la o parte și Dumnezeu ți-a arătat ce plan are din veșnicie în veșnicie. Ți-a arătat veșnicia Dumnezeu. Ți-a arătat sfârșitul poftelor. Ți-a arătat puterea de împietrire și de orbire a poftelor. Ți-a arătat care e finalul, ți-a arătat condamnarea, ți-a arătat iadul, ți-a arătat, ți-a deschis mintea, ți-a arătat soluția. Te-a dus la soluție, nu mai ești în ignoranță, tu nu mai ești prost. Te-a luminat Dumnezeu, te-a luminat Dumnezeu. Nu mai trăi în lucrurile acelea care te-au nenorocit mai înainte. Tu știi că pofta aceea este o plăcere de o clipă a păcatului. Este o plăcere, dar e de o clipă. Este o plăcere, dar o plăcere care te duce la condamnare. Este o plăcere dacă te distruge pe tine, îți distruge familia ta, îți distruge pruncii tăi, îți distruge societatea, distruge lumea în care trăim 30, tu nu mai ești ignorant. Să vezi mereu, domnule, pocăiți care stau la masă și cam printre primele întrebări astea. Frate, dar avem voie să facem mai? Tu îi zice, de ce nu întreb dacă ai voie să faci ceva? Mă, frate, am voie să dau mai mult decât 30% la biserică pentru lucrarea Domnului? Nu am găsit niciun din care să zică. Frate, oare ar fi periculos dacă mi-aș scoate televizorul din casă să nu mă mai uit la telenovele? Bă, nu se întreabă. El se întreabă numai lucrurile alea care sunt la limit, așa, la... A, aici, dacă sunt foarte aproape de diavol, că până la urmă Domnul Iisus o pe diavolul în locul nostru, dacă sunt foarte aproape de el, așa, merge la umăr, la umăr, dar nu dau mâna cu el, nu se împărtășie cu el. E periculos sau nu e periculos? El vrea să se apropie de partea el, nu vrea să se apropie de partea cealaltă. Deci nici să o deschizi mintea și cu mintea deschisă vrea tot să se ducă către diavolul, nu se ducă către Dumnezeu. A, nu a ajuns chiar în relație cu diavolul. Ignoranța asta de care noi nu mai suntem caracterizați trebuie să ne facă să respingem poftele. Să respingem poftele. Noi suntem eliberați de ignoranță, da? Ca să te mortifici, ca să scapi de pofte, trebuie să înțelegi că ești un fiu ascultător, să înțelegi felul în care lucrează poftele și să înțelegi transformarea de care ai avut parte. Pentru mine există o altă dată. Pentru mine există o vreme a ignoranței și a neștiinței. Dar o pot vedea în trecut-aia. Nu mai este acum. A doua parte a sfințirii, da, e mortificarea. A doua parte a sfințirii este, cum se numește în teologie, vivificarea asta, da? Când caracterul sfânt în noi iasă la iveală. Dar uitați ce, ce frumos folosește Petru niște termeni aici, zice așa. Și după cum cel ce v chemat este sfânt, ce zice el? Foarte important cuvântul, zice, fiți. Nu ce faceți fapte ale Sfințeniei, ci spune fiți Sfinți. Accentul este pe a fi și apoi pe a face. De ce? Pentru că creștinismul este religia care se ocupă de rădăcina problemei, de inimă. Eu fac ceva pentru că sunt așa, auzi oamenii care spun, zice măi, el e băiat bun numai că... de deci el e bun pe interior, numai că face lucruri rele. Domnul spune nu se poate așa ceva. Pomul rău? face roade rele. Nu mă luați pe mine cu uh, lucrurile astea absolut iraționale. Pomul bun face roade rele. Nu, pomul bun nu face roade rele. Voi sunteți răi pe dinăuntru, sunteți răi și pe din afară. Din prisosul inimii vorbește gura. Din inimă e toate lucrurile. Nu știi inima mea. Ba, știu foarte bine. De aceea Petru ne, ne ajută să înțelegem în locul acesta că accentul este pus pe caracter. Noi trebuie să lucrăm să fim oameni de caracter. Oameni care ne în continuare inima întâi, nu comportamentul, inima întâi. Nu să facă un maimuțoi. Sunt o grămadă de pocăiți din ăștia maimuțoi. Mascote din astea. Dresați, domnule. Îți dresați să trăiască ca pocăiți, de el să chine. nu n-am voie să fac asta. Tot bubuie ca un cazan sub presiune. Plesnește. A, ce aș face ceva. Eu spocăi, nu fac. Spocăit, eu spocăi, mă abțin. Plesnește, e tot. Petru spune, fii, domnule, nu ți-am spus să faci și să crăb de ciudă. A, ah, dacă aș fi, când eram în lume, a, ah, ce făceam? Dacă aș fi acum, dacă aș lăsa pocăința, nu știu pe unde, unde să lași pocăința? Dacă ai lăsa pocăința, nu știu câte minute, n-ai nicio treabă cu pocăința. E numai că trece prin cap gândul ăsta, e o problemă mare. Unde să lași pocăința? Ce să lași pe pocăința? Petru ce cere să fii, nu să faci. Să faci și să te Greu -i. Greu e. Cum -i pe care Greu, frate. Greu, greu, greu. Grea viața asta cu Domnul. Grea -i. Păi, la ce Chin și corvoadă te-a dus Domnul, vai de ea mântuire. la Ce te-a scăpat? Te-a scăpat Domnul de plăcerile lumii și te-a dus în chinul pocăinței. Da! Frumoasă viață! Bă, ce mântuire extraordinară! Hai să spunem la toți Evanghelia asta. De la plăcerile lumii la chinul pocăinței. Aleluia, nu? Ce aberație! Petru spune? Fiți, dacă la tău e cum trebuie după aceea trăirea, este un rezultat al da? Este un rezultat al lăuntrului. Zice să fim întâi și după aceea să facem. El caută întâi sfințenia noastră. De el spune așa. Zice, ci după cum cel ce va chema este sfânt. Asta e prima motivație. Chemarea lui Dumnezeu. Acum, în ce fel mă motivează pe mine chemarea lui Dumnezeu să trăiesc sfânt? Dumnezeu m-a chemat. Zice, Dumnezeu îi invită pe toți. Azi nu spune despre invitația care a făcut-o Dumnezeu tuturor. Petru vorbește și Pavel vorbește la un moment dat despre cei chemați. Cei chemați. Până, toți sunt chemați, nu? Ei, hey, toți sunt chemați, dar unii sunt într-un fel aparte. De asta numește pe ei cei chemați. În 1 Corinteni, de exemplu, în 1 Corinteni, primele două capitole, folosește termeni în in interschimbabil. Care ați fost aleși, care ați fost chemași. Chemați. Ăștia care ați ajuns mântuiți, putem noi eticheta asta de chemați. Cei chemați. Pentru că această chemare despre care vorbește Petru aici este o chemare puternică, o chemare din păcat, o chemare din robia diavolului, o chemare la răscumpărare, la mântuire, este o chemare care te eliberează, o chemare care înfăptuiește. Când Domnul Isus îl cheamă pe Lazar, nu spune, Lazar te invit afară. Lazar îi moare de patru zile, Lazar nu vrea să iasă afară. Nu este o chemare care în timp ce se duce vocea Domnului Isus Hristos către mormânt, Odată cu vocea să duce și puterea de înviere. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu cheamă cum ne chemăm noi pruncii. Calvin, vin la mine! Nu! Calvin, hai la tata! După trei ori el o auze că l-am chemat la mine. Reacționează așa cu întârziere. Nu aia e chemarea lui Dumnezeu. Nu aia e chemarea. Chemarea lui Dumnezeu la mântuire este o chemare care produce ceea ce rostește. Produce viață. Vin la viață! Vin la viață, ca așa a spus Dumnezeu. Având în vedere puterea care a lucrat... În noi, când Dumnezeu ne-a chemat, suntem stimulați să credem. Băi, dacă Dumnezeu m-a scos din mizeria aceea, eu pot să trăiesc sfânt, mă. Acum, când sunt pus într-o poziție nouă, sunt născut din nou, îl am pe Hristos în mine, am Duhul Sfânt în mine. Dacă Dumnezeu, prin chemarea Lui, m-a scos de acolo, cu siguranță că o să pot trăi în continuare cum cere Dumnezeu. Când te gândești la chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, chemare puternică, nu o invitație, o chemare puternică, când te gândești la chemarea lui Dumnezeu, ai o motivație suficientă să te sfințești. Gândește-te cum te-a chemat Dumnezeu. A fost o chemare puternică, o chemare care a lucrat în viața ta. A doua motivație nu este doar chemarea puternică, ci este caracterul pur al lui Dumnezeu. Auzi ce spune? Zice așa. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți. Pentru că tata e așa, pruncul așa, știi cum se spune despre, na, mai, câte o fată de asta mai depravată, stricată, zice, cum e mama, așa e și fica. Sau așa tată, așa fiu. are, zice, exact aceleași obiceiuri și aceleași apucături ca tasul. Sau mai spune soțul la soție sau soția, se mentă cu măta. te ești ca maică ta. Tăte -tă -tă, -tă. eu m-am căsătorit cu tine, cu soacră mea. Da, cu so -ă cu... uh trebuia să știi că ei pe soacră la tine în casă. Uh trebuia să știi. Da? Dar oamenii, de ce spun oamenii lucrurile acestea? Pentru că normal, E normal lucrul ăsta natural, te aștepți ca tata să semene cu fiul, fiul să semene cu tata. E ceva care se transmite și pentru ne spune imediat dacă s-a transmit lucrurile. Că zice de felul de moștenire, felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Adică cum transmite în lumea obișnuită mama la fică, tata la fiul, la copii, felul lor de viețuire până se întâmplă o transformare, da? La fel cum se transmite, la fel din punct de vedere spiritual, Dumnezeu Tatăl nostru

eu cred că dacă Dumnezeu le-ar da la niște oglinzi din astea spirituale, sărmanii s-ar speria. Ar vedea niște moștri acolo. Noi suntem frăcuți, tot frumos pe față, ne uităm în oglindă. Um, mai puțin eu, dar în general, ne uităm tot. brici suntem. zice Dumnezeu, să vezi sufletul, te îngrozești, îți pui mâinile în cap. Cobori în sac și în știu dacă ți-ar da Dumnezeu să vezi cum arată sufletul, poate, da? Dacă nu-i spălat în sângele Domnului Iisus Hristos. Te uiți la caracterul pur al tatălui tău și înțelegi că tu, ca fiu al lui, trebuie să fii la fel. Și apoi avem cuvântul promis. Cuvântul promis, da? Ne uităm la chemarea lui Dumnezeu, la caracterul pur al lui Dumnezeu și la cuvântul promis. Iarăși, puteți să întrebați și să verificați lucrul acesta. Cu permisiunea fratului păstor, voi spune lucrul acesta pe care l-am descoperit noi împreună seară. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa, în versetul 16. Căci este scris, îți dă o motivație. Căci, așa spune, Petru spune, mă fac asta. Dar de ce să fac asta? Bă, așa scrie. Petru are un cuvânt pentru tine. Zice, Bă, așa e scris. De ce să fiu sfânt? Așa scrie. A scris Cum le spune domnul la farisei? Ironic puțin. Zice, n-ați citit niciodată? De cum se spune la fariseu dacă o citi vreodată, da? La pocăiță îi putea să băi, ați citit vreodată? Că mulți dintre ei nu mai citesc nimica. Nu mai citesc nimica. De cât mai au pe la biserică discursuri religioase, cu câteva versete scoase cu context de prin Biblie, da? Auziți ce spune? Fiți fiți căci este scris. Da? Este scris. Fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și despre ce spuneam că am vorbit cu fratele, aici fiți sfinți nu este un viitor. Nu este, nu este, uh, uh, nu este, mă scuzați, că spune aici fiți sfinți, nu este un imperativ. Fiți sfinți, nu este un imperativ. Nu este un imperativ, în text nu este o poruncă. Este o promisiune. Este veți fi sfinți, căci eu sunt sfânt. Cu alte cuvinte aici se cuplează, zice Petru în 15, zice Fiți sfinți, că ce este scris, voi veți fi sfinți, că ce sunt sfânt. De ce spune lucrul ăsta? Traducerile suferă, orice traducere suferă, dar e puternică legătura asta. El spune, fiți sfânt, de ce să fiu sfânt? Că e scris, voi veți fi sfinți, că ce o sunt sfânt. De ce? Deci eu primesc porunca de a mă sfinți, fiindcă Dumnezeu mi-a promis că o să fiu un sfânt. Eu dacă sunt copilul lui, o să fiu un sfânt. Este o promisiune asta. Și auziți, vă dau o simplă, o simplă demonstrație a acestui lucru. O simplă demonstrație a acestui lucru. De exemplu, găsim în Ezechiel, capitolul 36, după aceea găsim, și aș vrea să citim pasajul acesta și după aceea, dacă mai avem puțin timp, ne uităm și la Eremia, unde găsim aceleași lucru. Uitați-vă, vă rog, la Ezechiel, capitolul 36. Da? Ezechiel capitolul 36, auziți ce spune aici așa. Versetul 25. Vă voi, sunt niște promisiuni, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți izolii voștri. Asta e sfințenie, promisă. Nu este poruncă, este promisă. Zice Dumnezeu, o să fac lucrul ăsta cu voi. O să vă sfințez. Vă voi da o inimă nouă. Deschideți inima ta. Ce să deschizi tu inima? Că Domnul îți dă da altă inimă, că aia e stricată. N-ai ce deschide. Voi pune în voi un Duh nou Voi scoate din trupul vostru o inimă de piatră Și vă voi da o inimă de carne Voi pune Duhul meu în voi Și vă voi face să urmați Poruncile mele și să păziți Și să împliniți legea mea Îți niște promisiuni Vă voi curăți, vă voi spăla, vă voi da o inimă Vă voi scoate o aia veche, vă voi da Duhul meu Vă voi face să ascultați Îți promisiuni Îți promisiuni că Dumnezeu ne sfințește de plin Prin puterea și lucrarea pe care El o face noi Uitați-vă, de exemplu, la Ieremia, capitolul 31, despre legământul cel nou. E același legământ. Versetul 33. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele aceleași. Observați că pasajul acesta este repetat în cartea evrei, că unii zic că e numai despre poporul Israel, ca și cum legământul cel nou ar fi numai pentru ei. Voi pune legea mea înăuntru lor. O voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproape sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, că și le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce minte de păcatul lor. Înțelegeți? Lucrarea pe care o face Dumnezeu în noi și Dumnezeu cu promisiune. Veți fi sfinți, căci ce o sunt. Dacă eu sunt și stata vostru, o să fiți sfinți. Mă ocup să fiți sfinți, nu se poate să nu fiți sfânt. Și să nu fiți sfânt înseamnă să nu fi copilul lui Dumnezeu. Scurt pe doi vă sugerez să priviți la ultimul aspect pe care vreau să subliniez în, în, dimineața aceasta. Spune să fim sfinți în toată purtarea noastră. Să avem un caracter sfânt în toată conduita noastră. Și aici lucru, lucru important pe care vreau să-l observați este diferența dintre un ipocrit și un creștin adevărat. Ipocritul are anumite elemente din sfințenie, în anumite aspecte ale vieții lui. Vrea și el să aibă o moralitate făurită de el. Dar moralitate, una dintre diferențele dintre moralitate și sfințenie este că moralitatea este o sfințenie parțială. Îți selectezi anumite lucruri din Biblie pe care le poți împlini, pentru că ești nenăscut din nou și nu le poți împlini pe toate. Îți selectezi anumite lucruri pe care le poți împlini și spui și eu, pocăit. Și nu ești. Sfințenia este o luare a întregului cuvânt al lui Dumnezeu și o aplicare a întregului cuvânt al lui Dumnezeu în toate domeniile vieții. Eu, eu sunt sfânt și când sunt la calculator... Sunt sfânt și când sunt cu telefonul în mână? Sunt sfânt și la lucru? Sunt sfânt și cu pruncii? Sunt sfânt și cu mama? Sunt sfânt și cu prietenii? Sunt sfânt când nu mă vede nimeni? Sunt sfânt când mă văd toți și nu-s ipocrit? nu sunt fățarnic? Sunt sfânt în toată purtarea mea. De ce sunt sfânt în toată purtarea mea? Cam un caracter sfânt. Și caracterul sfânt nu-l poți lua acum, mâine-l lași. Asta ești tu. Dumnezeu, asta, e, asta sunt eu. Asta sunt eu. Așa m-a făcut Dumnezeu. Așa sunt prin puterea lui Dumnezeu. Așadar, primele două elemente, ingrediente din ceea ce înseamnă perseverența noastră în har, din ceea ce înseamnă responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu, este speranța în harul viitor și sfințenia deplină și completă prin chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, prin asemănarea cu caracterul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu care ne spune fiți sfinți căci voi sunteți sfinți, căci eu sunt sfânt. Dumnezeu să ne binecuvânteze să ne avute să trăim în felul acesta. Amin. Amin.